Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle -ister. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total, total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să vizualizați videoclipurile, să lăsați un like, un comentariu și nu în ultimul rând să distribuiți aceste videoclipuri persoanelor cu adevărat interesate despre acest subiect. Bun! Eu acum când filmez este miercuri, 23 octombrie, și da, și această săptămână veți avea parte de acel tip clip tip clip clip tip bonus chiar acesta de acum. Pentru că avem aici și ea una bucată comandă parfumas.ro. Dar până atunci My scent of the day este un New Entry, dacă doriți, în casa mea. E drept, am testat prima dată acest parfum undeva acum 2 ani, acum 3 ani, nu mai știu. Și știu că la momentul acela mi s-a părut prea mult. Vă vine să credeți mie, mi s-a părut un parfum prea mult. Dar vorbim despre Mansera Choco Violet, un parfum care, în momentul de față, pur și simplu, aș face baie în el. Da, pentru că este pudrat, um, se resimte și o ciocolată, dar totodată și o pudră de cacao. Da? Știu că sunt chestii total diferite, dar eu una cel puțin așa percep. Îl percep pudrat, îl percep uh, ciocolatos, dacă doriți, ceva pudră de cacao. Este cald condimentat, aș putea spune, fiind de tot vanilat lemnos, este o superbitate. Da, în momentul de față se pare că, cum se spune, mi s-a antrenat nasul și acum îl pot aprecia la adevărata sa valoare. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți urmări acest videoclip. Și, și, vă anunțasem eu data de 18, nu mă întrebați de ce țin minte data de 18, cu surle și trâmbițe, undeva pe la ora 6 dimineața, atât pe contul meu de Instagram, veți avea link în bara de descrieri, cât și pe grupul meu de Facebook, Freak Family, um, și pe YouTube aici, mi se pare că am postat faptul că uh, cei de la Parfumas.ro au reîmprospătat stocurile și pe lângă treaba aceasta au venit cu multe lansări noi. Multe apariții noi și din uh, tot ce era acolo pe site, bine, sinceră să fiu, aș fi luat mult mai multe, dar nu este timpul trecut, uh, m-am rezumat la două parfumuri. Unul care este pur și simplu backup, pentru că, haideți totul să deschid coletul în timp ce vorbesc cu voi, um, unul care este de backup, cum se spune, deoarece pur și simplu e genul acela de aromă perfectă pentru vreme rece, indiferent că e toamnă, că e iarnă, nu știu, pentru mine, mai ales dacă ești ca mine, iubitor sau iubitoare, deoarece în opinia mea, hai să mă pun pe pauză, așa, da, a căzut factura, așa vine coletul, super bine ambalat ca de obicei, oh, avem patru mostre, bun, Um, în opinia mea, dacă ești acel iubitor de parfumuri gurmande și neapărat iubitor al notei de cafea sau dacă ești acea iubitoare de parfumuri gurmande, dar totodată neapărat iubitoare a notei de cafea, nu ai cum să uh, ratezi French Coffee de la Al Rehab. Și da, mă vedeți foarte bine sunt, adică mi-am achiziționat a doua sticlă. Pur și simplu este demențial. Dacă nu l-ați testat până momentul de față, ceea ce nu aș vrea să cred, dar sunteți, exact cum v-am spus, în zona parfumurilor gurmande, centrate dacă doriți pe acordul de cafea, este pur și simplu safe blind buy. Iar eu, am prins promoția, este și momentul de față pe site, French Coffee la reducere sub 100 de lei plus uleiul French Coffee. Și da, o să-l deschid chiar dacă mai am, cred că un sfert din prima sticlă, o să-l deschid și o să-l pulverizez ca să aibă acel timp să stea, să se așeze puțin. Dar, nu știu, pentru mine este top, pur și simplu este top. După ce s-a așezat și după mai multe purtări, așa vine sticluța, oricum eu v-am mai vorbit despre el în acest videoclip, bine și l-am inclus în multe alte videoclipuri deoarece, nu știu, e exact cum v-am spus, dacă ești iubitor de parfumuri gurmande și iubitor, de, iubitor al aromei de cafea, nu, n-ai cum să dai greș cu el, sub nicio formă. Hai să pulverizez pe partea aceasta, pentru că ce să vedeți, nu am luat bloterele cu mine și nu mai stau să pun pe pauză. Bine, sinceră să fiu, acest parfum nici măcar nu are nevoie uh, de acel timp de macerare. De ce spun asta? Pentru că, adică s-a văzut vorba aceea pe cameră, acum l-am desigilat, acum l-am pulverizat, iar aroma este extrem de rotundă, de robustă, de in your face, nu ai nici cel mai fin iz de alcool în acest parfum, nu miroase în Middle în sub nicio formă și dacă ar fi să îl asociez oarecum cu toate că cu toate că subliniez treaba aceasta, French Coffee de la All Rehab nu este un parfum inspirat din um, Cafi, Choclit Cafi sau nu mai știu, de la Teodoros Calotinis, o să vă inserez o imagine pe undeva pe aici. Am un decan din acel parfum și da, la un moment dat resim ceva mici asemănări cu acel parfum. Dar, încă o dată vă spun, nu-l consider a fi o inspirație pentru acela, de altfel... Raportul calitate-preț al Rehab French Coffee bate cu mult acel Teodoros Calotinis. Este cel mai realist miros de cafea cremoasă, cu toate dulcegăriile lumii, zahăr brun, frișcă, topping de caramel, topping de ciocolată neagră. Este pur și simplu top și, din nou, la capitolul performanțe, pe mine, este, fără nici cea mai mică exagerare, un beast mode. Și da, încă o dată vă spun, categoric, 10 din 10 și dacă spun 10 din 10, înseamnă că este acel parfum pe care l-aș cumpăra din nou de fiecare dată când rămân fără. Drept dovadă, da, este un 10 din 10, îl recomand, nu am cuvinte să recomand cât merită acest parfum. Și, exact cum v-am spus, pe lângă el, în momentul de față, este promoția cu acest ulei parfumat. V-am făcut un clip dedicat ca să al Rehab dacă doriți Vi las pe undeva pe aici Și vă spuneam acolo că absolut toate uleiurile lor Vin în cutiuța de carton Fără um, această folie da? Iar Al Rehab Sincer um, A fost prima casă Middle Eastern Care m-a prins dacă doriți întreba aceasta cu uh, uleiuri Așa vine sticluța de altfel ca toate cele de la Al Rehab și este genul acela de uh, sticluță cu aplicare tip roll dacă zic eu bine. Și da, o să-l dau pe undeva pe aici pentru că văd că am și patru mostre și vreau să testez totul pe piele. Doamne Dumnezeule! <laughs> nu știu de ce nu am achiziționat uleiul acesta până acum. Gândiți-vă la uh, aroma lui French Coffee, dacă l-aveți, la puterea N, Da, pur și simplu asta înseamnă uh, uleiul French Coffee. Este divin! Este divin! Nici nu vreau să mă gândesc cum voi mirosi în momentul în care voi folosi uh, atât uleiul cât și EDP-ul. Da, îmi lasă senzația de apă în gură, pur și simplu. Este delicioșenia lumii cu subtonul acela de cafea, dacă doriți, dar, dar, uh, și acum s-ar putea să deranjez anumite persoane, acordul de cafea, atât din French Coffee EDP, cât și din acest ulei, este de o mie de ori mai natural redat, de fapt, nici nu prea există termen de comparație, uh, dintre acesta, Izul de cafea din aceste două parfumuri, dacă ar fi să le compar cu izul de cafea din parfumurile Mansera și Montal. Da, am zis-o. Am zis-o pentru că ăsta e adevărul, cel puțin eu una așa percep. Da? Nasul meu asta îmi spune. Este ca și cum pur și simplu ai în fața ochilor cafeaua aceea cremoasă, delicioasă. Și așa mai departe și da îmi lasă senzația de apă în gură și acum supremul și motivul pe, pentru care am plasat această comandă și da știu uh, acum disclaimer uh, multora dintre dumneavoastră v-au ajuns deja coletele și mi-ați tot scris atât pe grupul meu de Facebook cât și în privat Rojin unde e coletul tău? pentru că eu atunci când uh, um, v-am uh, adus în atenție, dacă doriți, faptul că cei de la Parfumas.ro au venit cu noutăți și au și reîmprospătat stocurile. Apropo, dacă nu ați văzut nici postarea de pe YouTube, dacă nu ați văzut uh, dacă nu mă urmăriți nici pe Instagram și dacă nu mă urmăriți nici pe grupul meu de Facebook. Dacă nu sunteți parte a grupului meu de Facebook Freak Family, în momentul de față, pe site-ul celor de la parfumas.ro, uh, afnan edict mask da, supremul meu în ceea ce privește parfumurile centrate pe nota de Mosc, este la un preț bombă. Jur, deci este la un preț bombă. Uh, bun, lăsând și partea aceasta deoparte, uh, știți foarte bine, nu am uh, cod de afiliere nu am colaborare cu cei de la Parfuma pur și simplu este, de fapt, Parfuma și Dubai Collection sunt aici, da? Atât. Prefer și ador să placez comenzi pe aceste site-uri, deoarece știu că produsele sunt ok, vin ambalate corespunzător și așa mai departe. Și eu am plasat comanda atunci, pe 18 și da, astăzi este 23. Coletul a ajuns abia ieri la mine și anume marți. Pentru că nenicul de la fancurier nu știu ce a pățit. Nu mai contează, n-au fost astrele aliniate, dar se vor alinia acum, pentru că nu mai am răbdare. Avem aici noul parfum al casei Afnan. Știți, dacă mă urmăriți, cât iubesc Afnan. Și anume uh, souvenir blooming bliss care vine în aceeași aceeași prezentare precum uh, frățiorul său souvenir floral bouquet și da știu că mai este și desert rose dacă zic bine dacă nu oricum vi-l pe undeva pe aici um, mai sunt două parfumuri în această gamă însă eu am uh, doar souvenir floral bouquet Inspirația, de fapt, cea mai reușită în opinia mea Inspirație pentru Delina, Delina OG Delina prima variantă, dacă doriți Pe celălalt nu l-am Cel negru, care a apărut odată cu suvenir floral Buche Deoarece acela se inspiră extrem de mult și extrem de bine Din Chirche, de la Tiziana Terenții Iar eu nu sunt în zona acelui ADN, da? Nu mersi Chirche, nu mersi Erba Pura. Însă, dacă voi sunteți în zona acelor două ADN-uri, safe blind buy pentru voi. Bun, hai să deschid, să îl sfâșii, că nu mai pot. Suvenir uh, Blooming Bliss este un parfum mega viral pe TikTok în momentul de față și toată lumea, Vai. toată lumea urlă cu surle și trâmbițe că este o inspirație extrem de reușită pentru vanila uh, vanilla powder de la Matier Premier. Aceasta este cutia în care vine el. Știți dacă aveți celelalte parfumuri din gamă, că e pe sistem matrioșcă, cum îmi place mie să spun, cutie în cutie. Și. Deci. Deci, încep cu deci. Da. Sticla este mult mai frumoasă în realitate. Am tot văzut-o exact cum v-am spus la anumite creatoare de conținut din afară, cum îmi place mie să spun, de pe TikTok și mi s-a părut un pic ciudățică, însă în realitate este extrem de faină. Genul acela de sticluță, nu știu, te duce cu gândul către ceva gotic, ceva dark, misterios. Bun, bun, nu mai am răbdare. Ca de obicei, de fapt, haideți să vă arăt, poate nu aveți niciunul din aceste parfumuri. Aici este capacul și pulverizatorul, da? În partea de jos. Bun. Veți avea notele inserate pe ecran și hai să vedem cum este Blooming Bliss. Îl pulverizez aici, așa, ca să vedeți și cum pulverizează. 3. Din start, de la prima pulverizare, fără macerare, fără absolut nimic, este genul de parfum extrem de puternic, extrem de prezent și are o înclinație către latura unisex, aș spune eu. Da, da. Are, um, cum să spun eu, are o vanilie fiind de tot lemnoasă, aș putea spune. Nu este nici pe departe genul acela de vanilie gurmandă, pufoasă, siropoasă din zona parfumeriei de designer. Nu, categoric nu. Undeva în fundal este o adiere, dacă doriți, de izul acela de nucă de cocos, însă, cum să spun eu, nu este izul acela de nucă de cocos întâlnit în parfumurile de vară, în parfumurile estivale. Nu, sub nicio formă nu. Este, dacă doriți, mai degrabă genul acela de... Doamne, cât de fain e. Bun, hai că începe să mă prindă din ce în ce mai tare. Este mai degrabă, dacă doriți, o pudră de nucă de cocos, da? Nu este nu ca aceea de cocos in your face. Nu categoric din start, de la prima pulverizare, oricum acestea, ca de obicei, sunt primele impresii. Va sta puțin pe dreapta, cum spun eu. Sinceră să fiu, nu știu cât timp voi avea răbdare să-l las să stea pe dreapta, deoarece de la prima... De la prima pulverizare îmi place pentru că, da, eu sunt acea vanilla girl, Însă, încă o dată vă repet, nu vă gândiți la o vanilie gurmandă, nu vă gândiți la o vanilie siropoasă, nu vă gândiți la o vanilie pufoasă, din contră gândiți-vă la genul acela de... Aș putea spune chiar că îmi aduce în fața ochilor, dacă doriți, păstaia aceea de vanilie. O să vă inserez pe undeva pe aici se găsește la raionul cu chestii pentru gătit, deserturi, însă din nou, nu mi se pare a fi o aromă gurmandă. Nu este genul de aromă generică, nu este genul de aromă ce o poți găsi cu ușurință, nu știu, în Sephora, Mariono, și așa mai departe. Pentru o primă impresie, la o primă pulverizare, nu resimt absolut niciun iz ce m-ar duce cu gândul către latura Middle Eastern. Chiar dacă vine de la Casa Afnan, nu are izul acela specific de parfum arabesc, dacă doriți. Este genul de aromă fresh, spicy, caldă totodată. Da? E un amalgam pe undeva pe aici am senzația că, nu știu, are ceva ori ambroxan, ori ISO e super, e ceva ce te duce cu gândul către aerul acela fiind de tot molecular, dacă doriți, da? Un, o fină adiere moleculară slash minerală, dacă doriți. Palo Santo este undeva în fundal, nu îmi dă nimic la nas, nu mă izbește, nu mă ia de păr și mă dă de pereți și așa mai departe. Însă, de acolo, din fundal, îi conferă izul acela fiind de tot balsamic. În opinia mea, suvenir Blooming Bliss pentru primele impresii este acel parfum potrivit, nu știu. Eu una personal l-aș purta în orice anotimp, în orice sezon. Dar dacă nu sunteți, cum să spun eu, în zona parfumurilor cu vanilie sau în zona parfumurilor puternice, ar fi genul de parfum purtabil în vreme mai rece, da? toamna, iarna. Chiar dacă are acea pudră de cocos. E o chestie aici, nu știu cum să o redau în cuvinte, nu m-am întâlnit până acum cu genul acesta de ADN, Uh, nu seamănă cu absolut nimic din ceea ce am testat sau din ceea ce dețin în momentul de față. Este drept, nu am testat vanila powder de la Matier Premier, uh, nu-l nu dețin, <coughs> însă este pur și simplu altceva ca aromă. Da? Pur și simplu este altceva. Are un aer ușor de tot salin. Și când spun un aer ușor de tot salin, pe o scară de la 1 la 10, ca să vă faceți o idee, aerul acesta este undeva la treapta cea mai mică, da? la nivel 1. Însă, din nou, sunt primele impresii, vom vedea cum se desfășoară, cum se dezvoltă după ce va mai sta o perioadă. Se resimte undeva în fundal totodată, și o fină atingere lactonică, însă, dacă spun fină atingere lactonică, nu vă gândiți la, cum să spun eu, genul acela de atingere lactonică întâlnită în Zadigem Voltaire this is Her, nici pe departe, da? nici pe departe. Este o fină, fină, fină adiere undeva în fundal, nu este ceva um, în centrul atenției, dacă doriți. Dar, da. Este un parfum unisex, în opinia mea. Aș putea spune, cu o fină înclinație către latura feminină. Are ceva acolo ce mă duce pe mine cu gândul la o damă bine, cum zic eu, pentru că, da, nu știu. Din start, de la prima impresie, e genul acela de parfum ce, cum să spun eu, îl poți purta pentru a lăsa cea mai bună impresie, dacă are sens ceea ce spun acum. Nu știu. Așa mi se pare. Este pur și simplu altceva. Și da, mă bucur din suflet că în sfârșit am pus mâna pe el. L-am așteptat de foarte mult timp. Da, eu una l-aș purta oriunde și oricând, dar na, știți că eu sunt mai... Da? Dar este foarte, foarte fain și nu, dacă la început v-am spus că sticla are ceva ce mă duce cu gândul către zona dark, misterioasă, gotică, da, sticla îmi lasă în continuare aceea senzație, însă sucul din interior nu are nimic uh, gotic, dacă doriți, dar este genul acela de parfum senzual, misterios și așa mai departe. Bun, îl lăsăm puțin să vedem cum se, cum se, va dezvolta pe piele și vom trece la monstre. Am aici și 4. Da? Cu care să începem. Hai să începem cu acesta. Bun. dă doamne să nu-mi placă nimic. Avem aici Exotic Paradise Paradise de la Zimaia o să vă inserez imaginea pe undeva pe aici. Și acest parfum, dacă țin eu bine minte, te pupoana de pe Freak Family, l-am văzut full size la Oana. Și știu că Oana este foarte încântată de el. Și eu cu Oana rezonez foarte... Doamne Dumnezeule! <laughs> Scuze! Da, pur și simplu te izbește, da? Te, Se deschide fructat, este ceva zmeur aici, este ceva fiind de tot citric, însă este, cum să spun eu, nu mergeți în zona citricului întâlnit în soluțiile de curățare a casei, ci mai degrabă gândiți-vă la ceva citric confiat. Da? Este și citric și dulceac totodată. E ceva iasomie aici. Din start, o da, e acolo, însă dacă spun că este iasomie și da, e acolo, nu mergeți cu gândul către um, iasomia indolică a extraterestrului, a lui Elian, da? nu este uh, gradul acela de iasomie turbată, dacă doriți. Este și o floare de portocal aici, categoric. am năsuit mai mult, că știți, de multe ori v-am mai spus eu în alte videoclipuri, depinde cum este lucrată floarea de portocal într-un parfum, deoarece de multe ori vine la pachet cu izul acela de neroli, însă ar fi o fină adiere de neroli, dar este domolită, este pur și simplu călcată în picioare de un acord de miere. Și da, din nou îmi lasă senzația de apă în gură. Însă, gândiți-vă cum să spun eu: gândiți-vă la mierea aceea um, normală, și ca să nu sune prea ciudat, nu este genul acela de miere animalică, nu este genul acela de miere lipicioasă care să-ți dea migrene și așa mai departe. Nu, e genul de miere aurie limpede, miere florală, dacă doriți, da? nu e ceva copleșitor. Nu are nici cel mai mic iz uh, din latura middle eastern slash parfum arabesc, nu miroase parfum arabesc. Nu pot spune că se aseamănă cu ceva din ce am testat sau din ceea ce dețin până momentul de față. Doar că nu știu, acordul acesta de miere, atât de fain lucrat, în combinație cu floarea aceea de portocal, e ceva ce mă duce cu gândul către ADN-ul lui Scandal de la Jean Paul Gaultier, fără a fi inspirat din acel parfum, da? Fără a fi inspirat. Nu, în momentul de față, cel puțin, Exotic Paradise de la Zimaia, în opinia mea, nu este inspirat din ADN-ul lui uh, Scandal de la Jean Paul Gaultier, însă are uh, câteva asemănări, nu câteva asemănări. Face parte din aceeași familie olfactivă, da? Bun, bun. Hai să continuăm. <laughs> uh, hai să te iau pe tine. Carisma, charisma, carisma, presupun, carisma pur fam. Din nou, vă inserez pe undeva pe aici și ce fain arată sticla. Hai să vedem și cum miroase. Știți că cei de la Parfumas, la capitolul mostre, vă inserează și o pozucă dacă doriți. Bun, hai să vedem cum este carisma. Îl dăm aici. Măi! Dacă nu mă urmăriți de ceva timp, dacă mă vedeți pentru prima dată, dacă. Doamne Dumnezeule! Dacă nu sunteți cunoscători sau nu aveți niciun parfum al Casei Zimaia, ei bine, Casa Zimaia este subdiviziune a brandului Afnan. Da? Deci, din start, calitatea este 95%, dacă doriți să vă dau și un procent așa, să fiu mai dramatică, calitatea parfumurilor Zimaia este 95% asemănătoare cu cea a parfumurilor Afnan. Da? Iar carisma, Doamne Dumnezeule, este clar de vreme rece, toamnă-iarnă, ai aici o cireașă, o cireașă închisă la culoare, cărnoasă, are și sâmbure, pentru că exact cum v-am mai spus din nou, mă repet, în alte videoclipuri, acordul acesta de cireașă în multe parfumuri vine la pachet cu un fin de tot izmic dalat, în alte parfumuri, în alte lucrături, în alte combinații de note și acorduri, se simte strict partea aceea de cireașă cărnoasă. Ei bine, în Carisma Purfam, aș putea spune că este cireașa aceea neagră, cu tocul cu sâmbure. Are și ceva migdalat acolo. Foarte, foarte, foarte fain redată. Foarte natural redată. Stați un pic că m-am pierdut, pentru că acesta îmi place enorm. Este fix. Pe alea mea, cum s-ar spune. Gândiți-vă la uh, cireașa aceea, gândiți-vă la o fină diere de șofran, foarte, foarte fină. Gândiți-vă la un uh, trandafir burgundii. nu mă întrebați de ce fix culoarea aceea, dar pur și simplu asta văd în fața ochilor. Nu este genul de aromă din nou, din categoria designer, sub nicio formă. Miroase altfel. Da. Este fin de tot pudrat și are o tămâie aprinsă incredibilă. Incredibilă. Deci parfumul acesta Doamne, Dumnezeule. N-am mirosit nimic în genul acesta Însă, ar fi, dacă mă întrebați pe mine, ar fi o altfel de reinterpretare a ADN-ului lui Tom Ford Cherry Smoke, dacă zic bine, vi-l inserez pe undeva pe aici, din nou, fără a fi o inspirație directă pentru acel parfum. Da? Însă, este din nou um, acea cireașă. Um, rea dacă doriți, da, acea uh, bad girl, cu toate că dacă sunteți domni și uh, iubiți acordul de cireșe în parfumuri și nu vă deranjează nici izul acesta de tămâie, cu siguranță ați putea purta Carisma Purfam. Adică nu e ceva uh, prea mult pentru un domn, în opinia mea fix datorită acelui acord de tămâie aprinsă. Deci parfumul acesta este nebunie, jur, pur și simplu miroase a și da, o să-mi iau foarte mult hate pe, în momentul acesta, însă carisma pur de la Zimaia, în opinia mea, este peste ADN-ul lui Tom Ford Cherry Smoke. Da? Este incredibil. Este incredibil. Niciodată în viața mea nu m-aș fi gândit că o cireașă s-ar combina atât de bine cu o tămâie aprinsă. Pentru că în momentul de față, asta are simt cel mai mult. Nu știu. Deci, eu care speram, hai să te iau pe tine, speram să nu-mi placă nimic. Dar jur, dacă sunteți uh, iubitoare sau iubitori al, um, al notei de cireașă, ai notei de cireșă, și vă place și tămâia în parfumuri, carisma purfam e top, pur și simplu, nu? Oh, îmi proiectează, da? Aici, aici e safe. Să pulverizez, nici nu v-am zis ce pulverizez, zahir gold se numește. Ia să vedem. afară, dulce, zemoasă, suculentă, mosc, pufos și dulce. Este ambrat, are și un trandafir, un, un boboc de trandafir, aș spune eu. Este și pudrat, este mega feminin. Este genul acela de parfum perfect de zi cu zi, care pur și simplu te învăluie, îți dă senzația aceea de confort, îți dă senzația aceea de cald. Doamne, și are are un, uh, un iz de ruj roșu. Da, e ceva aici, ori are iris. Oare are vreun acord? E ceva aici, e o combinație care lasă izul acela de ruj roșu, da? Deci exact așa, pară zemoasă, delicioasă, suculentă, mosc pufos și dulce, un boboc de trandafir, iar apoi pur și simplu ai în față cel mai luxos și cel mai scump ruj roșu. Zahir Gold este... da, da. E acolo. Izul de ruj roșu este acolo și dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că am o problemă în sensul bun, în sensul de obsesie, în legătură cu izul rujului roșu. Da? Am uh, sechele din copilărie sau ce vreți dumneavoastră. Doamne, nu pot să-l asemăn cu nimic, nu-l pot asocia în momentul de față, acest uh, zahăr. Zahir, da, zic bine, Zahir. Zahir gold nu-l pot asocia cu absolut nimic, însă îmi lasă senzația aceea de parfum scump. Nu este, cum să spun eu, absolut nimic ce te poate duce cu gândul către un parfum arabesc, da? În momentul de față, pur și simplu resimt. Doamne, cât de fain e Pur și simplu resimt acel mosc pufos și dulce și izul acela de ruj roșu. da, O țin în continuare langa, vorba lui mama e, Dumnezeu să o ierte, cu izul de ruj roșu, pentru că eu îl resimt. Foarte, foarte fain. Foarte fain și miroase extrem de scump. Nu știu, senzația aceasta mi-o lasă. Mai am o mostră și până acum celelalte trei m-au fascinat, deci nu e bine. Hai să vedem ce avem aici. Zahir cobalt. Da? Deci acesta nu. Acesta a fost zahir gold și aici avem zahir cobalt. Și da, și sticlele arată la fel. Uh, vă insere și dumneavoastră imagine aici. Oh, ce frumos e. Bun, bun. Nu, o să pulverizez în palmă, pentru că pur și simplu atât Blooming Bliss de la Afnan proiectează și mă derutează treaba aceasta, dar nu în ultimul rând Exotic de la Exotic Paradise, da, din nou proiectează. Și cel mai safe, hai să pulverizez în palmă. Mmm, acesta este unisex se deschide aromatic, genul acela de, uh, cum să spun eu, explozie aromatică, dacă doriți. Vai! Este și ambrat totodată, dulcele acela ambrat, senzația aceea. Înțelegeți ceea ce vreau să spun. Fiind de tot balsamic, fiind pudrat, acesta mi se pare cunoscut. E genul de aromă pe care eu am mai testat-o undeva. Da, nu-l am în, colec în colecție, nu-l am în casă. Um, acel parfum care, Zahir Cobalt, îmi reamintește de un parfum pe care eu l-am mai testat. Nu-l dețin, însă îmi este un um, miros extrem de cunoscut. Chiar dacă s-a deschis aromatic, pe măsură ce se dezvoltă, se încălzește, devine ambrat, devine fiind de tot pudrat, moscat, fiind de tot lemnos, aș putea spune, este categoric un parfum unisex. În momentul de față, dacă deschiderea, dacă prima pulverizare, deschiderea aceea extrem de aromatică m-a făcut să l-aș fi înclinat, de fapt, la prima pulverizare, fiind de tot către latura masculină. În momentul de față, îl percep fix pe linia de mijloc. Și, contrar aparențelor, dacă doriți, contrar deschiderii, extrem, extrem de aromatice, acum, pe măsură ce se dezvoltă, se încălzește și nu știu, îmi pare a fi genul de parfum din nou. Nu e ceva din categoria designer. Dar este ceva ce îți lasă aerul acela, cum să spun eu. Scump, fin, elegant, dar totodată senzual și misterios. Are acel ceva, are ceva parfumul acesta. Dar este. Da. Minutul 40 și eu full size am avut decât două parfumuri. Bun. Spăl puțin nasul. și facem recapitularea finală. Despre French Coffee al Rehab nu am ce să vă spun. Haideți totuși să dau un nas uleiului. L-am aplicat aici. Doamne Dumnezeule! Cred că după ce opresc filmarea merg și mai îmi fac o cană mare de cafea, dar de data aceasta uh, voi trișa pentru că eu sunt la dietă și voi adăuga toate dulcegăriile și toate topping posibile pe care le am în casă, pentru că pur și simplu nu ai cum. Deci, ca o glumă, dacă doriți, dacă sunteți doamne, domnișoare sau de ce nu domni, pentru că în continuare vă repet faptul că mi se pare genul de aromă total, total unisex, important este doar um, faptul că trebuie să fiți în zona parfumeriei, în zona aromelor gurmande centrate pe nota de cafea. Dar dacă sunteți domn, doamne, domnișoare și sunteți la regim, țineți departe nebuniile acestea două, pentru că nu ai cum cu ele. Pur și simplu ți-e poftă de cafea cu toate dulcegăriile posibile, ți-e poftă și de un tiramisu, pentru că da, E ceva acolo ce mă duce cu gândul către un tiramisu, dar este top, top, da? Abia aștept să le combin. Bun, haideți să mergem la superbitatea aceasta, Afnan Blooming Bliss. Și doamne cât de bine arată. Dar abia aștept să-l pozez, să-l fotografiez, să-l filmez, să-l așez așa frumos lângă frățiorul său, uh, suvenir floral buchet. Bun. Uh, pentru iubitoarele mele de vanilie, nu stați pe loc, fugiți. Știu, știu că multe uh, din comunitatea mea, din Freak Family, din grupul meu și l-au comandat. Am văzut uh, păreri și impresii extrem de pozitive, însă dacă stați pe gânduri și sunteți așa, mm", are cocos, poate e estival, ei bine, nu e estival. Cel puțin, nici la prima pulverizare, exact cum v-am spus, nu este cocosul acela ce te duce cu gândul către o loțiune uh, cu factor SPF, nu este nici unt de cocos, este pur și simplu pudră de cocos. Este o adiere, este o cantitate infimă dacă doriți. Dar acum, în dry down final, este vanilia aceea lemnoasă, fiind de tot, nu știu. Are un oarecare aer uscat, dacă are sens, uh, fin, are un aer uscat, dar totodată este și ceva fin de tot balsamic, poate acordul de Palo Santo, este ceva pe acolo. Dar, din nou, în continuare, mi se pare genul de parfum uh, sensual, nu știu de ce. E ceva ce eu îl duc în categoria unei fem fatal, dacă doriți. Nu știu, ori sticla gotic, senzual, misterios, mă duce în zona aceea, îmi perturbă gândurile, dacă doriți, ori nu știu. Dar aroma în sine este ceva ce nu întâlnești la tot pasul, cu siguranță. Da? Da. <gântu -i> din start, 10 din 10, nici nu stau să mă gândesc, pentru că eu iubesc vanilia. Hai să mergem pe repede înainte, minutul 44, către Exotic Paradise, care, da, este uh, miere combinată, dacă doriți, cu ceva uh, petale, petalele unei flori de portocal, da? Nu e mierea aceea animalică, nu e mierea aceea copleșitoare, nu e absolut nimic, nimic, mult prea mult. Și chiar dacă el se numește Exotic Paradise. În opinia mea, nu este acel parfum estival. Da? Clar. Nu. N -n -n. E ceva ce eu, una, aș purta de zi cu zi. Mega versatil, nu știu. Nu impune o ținută anume, nu ți impune un anume moment al zilei. Ar putea să fie, totuși, mult prea mult, pentru că este foarte puternic pentru um, job pentru mersul la servici, dar dacă ai aplicat doar două pulverizări, cred că nu. Dar, încă o dată, nu este prea mult pentru job, paranteză, dacă aplici două pulverizări, am încheiat paranteza, dar totodată nu este nici prea puțin pentru uh, o ieșire în oraș, da? indiferent că ieși cu prietenele, indiferent că iei cina cu iubitul, soțul, amantul sau ce mai vrei tu categoric. Și da, în continuare nu miroase middle lister, precum de altfel, cum nici, doamne, deci are ceva aparte, are ceva ce lasă senzația aceea, îți creează dependență. Foarte, foarte fain, foarte fain. Cred că o să vă cam plictisesc cu Blooming Bliss pentru că simt eu că mă veți vedea foarte des cu el. Hai să vedem Carisma Purfam. Doamne Dumnezeule! L-aș introduce cu ochii închiși, fără să stau pe gânduri, în videoclipul acesta cu top parfumuri cu cireșe. Da? Sincer, sincer. Este o combinație pe care eu n-am întâlnit-o niciodată. În momentul de față îți lasă senzația aceea de pulpă de, prun, de prun, auzi? De pulpă de cireșe negre. Nu mai simt izul acela fiind de dalat, ce mă duce cu gândul către sâmburele unei cireșe. Pur și simplu ai cea mai neagră și cărnoasă cireașă alăturată unei bucăți de tămâie care s-a mai domolit puțin devine o idee mai pudrat, o idee mai moscat, dar gândiți-vă în continuare, nu este moscul acela animalic, este moscul acela pufos și dulce, cum îmi place mie să-i spun. Dar, nu știu, este țipă a toamnă, țipă a iarnă, pur și simplu. Și în continuare, tind să cred că este o reinterpretare a acelui ADN al lui Tom Ford, Uh, cherry smoke, dar s-a scos partea aceea de ud, uh, acordul de ud, acordul de piele din Tom Ford și uh, în acest Carisma Purfam au introdus partea aceea de uh, cu și despre tămâie, dacă doriți, tămâie aprinsă. Dar nu știu, este altceva. Clar este altceva. Este, dacă iubiți nota de cireșe în parfumuri, este acel Parfum perfect pentru toamnă-iarnă, dar subliniez, trebuie să iubiți și acordul acela de tămâie aprinsă. Nu știu, miroase anișă. Este, și când spun miroase anișă, miroase altceva. Nu este ceva ce întâlnești la tot pasul. Hai să vedem zahir gold. Cred că pe aici, ba nu. Unde l-am pulverizat? Aici. Doamne, Dumnezeule! Gândiți-vă la un ruj roșu mai domolit cei drept în momentul de față, pe un mare pat de mosc pufos și dulce, și alături ai și dintr-un pahar mai e jumătate din ceva suc natural cu aromă de pere da? pentru că în momentul de față para aceea ă, cărnoasă dulce de la început s-a transformat într-un suc cu aromă de pere. Suc de pere, suc cu aromă de pere. Dar este divin. Nu știu, e genul acela de parfum mega, mega feminin. Dacă am spus ceva cu ruj roșu, vă dați seama cât de urlă, nu țipă, urlă a feminitate. Și totodată miroase scump. Deci nu știu ce a făcut casa Zimaia. Eu am deja multe parfumuri de la această casă. Nici măcar de unul singur, fără nici cea mai mică exagerare, nu pot spune că nu sunt mulțumită sau că are vreun cusur defect. Însă, nu știu, aceste noi lansări sunt șefschis, cum se spune. Hai să mergem către Zahir Cobalt, Oh, care este mult mai cald, ambrat, dacă aș putea spune, da, ambrat balsamic lemnos, dar din nou, îmi seamănă a ceva. <laughs> îmi seamănă cu ceva, dar nu îmi dau seama, nu mi pică fisa în momentul de față. Dar seamănă foarte, foarte bine cu ceva. În continuare, îl percep ca fiind pe latura de mijloc, da? Total, total unisex. În opinia mea, nu este un parfum care să încline mai mult către latura feminină sau către latura masculină. Din nou, nu are absolut nimic Middle Eastern și mă umflă râsul, da, când spun treaba aceasta, pentru că totuși vin de la Casa Zimaia, dar nu miros Middle Eastern nu ai izul acela fiind de tot de alcool la prima pulverizare, nu, pur și simplu sunt perfecte. Și nu-mi dau seama cu ce seamănă. Ori partea aceasta fiind de tot aromatică, deoarece în momentul de față, izul acela, explozia aceea aromatică de la prima pulverizare, s-a domolit foarte, foarte mult și este undeva în fundal. Dar tot este acolo prezentă, da? tot resimți. Ori strict partea aceea o asemăn eu cu altceva din ce am testat. Ori nu știu, e ceva aici cunoscut, e ceva cunoscut în legătură cu zahir cobalt. Bun, un clip mega lung, um, dar na, au fost patru mostre, a fost a fost acest frumușel și a fost acest backup plus această noutate. Și da, încă o dată, dacă sunteți ca mine, uh, disperate să vă aplicați ulei și parfum sau uh, să vă miroasă părul bine, da? exact cum v-am spus de fiecare dată pe lungimea părului, uleiurile casei Al Rehab sunt vai de viața mea. Al Rehab, dacă mă vezi. Trimitem, tati, un colet cu oloiuri, <laughs> pentru că nu se poate. Iar raportul calitate-preț nici nu am cum să detaliez mai mult de atât, pentru că nu aș vrea să se scumpească. Însă, pentru 20-25 de lei, credeți-mă că persistă, 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 și în afara faptului că persistă, vecinul a început cu bormașina la fix când eu termin videoclipul, Doamne, ajută în afara faptului că persistă, proiectează în jurul tău. E drept, nu un ulei niciodată nu o să lase trena aceea de 2 metri decât, decât dacă îl porți vara în soare și căldură. Da? Chestie testată, experimentată, aprobată de moa. Însă, se simte în jurul tău da? și proiectează tu îl percep toată ziua și așa mai departe, iar Al Rehab este top și Al Rehab are o valoare sentimentală, dacă doriți, pentru mine, deoarece au fost, a fost prima casă de la care eu am uh, aceste uleiuri și prima casă care m am pins în lumea aceasta a layering -ului. Nici măcar nu făceam YouTube la momentul acela, dacă nu mă înșel, acum undeva aproape 8 ani în urmă, da? 8 ani, dacă nu mă înșel. Primul ulei parfumat al Rehab, abia atunci uh, mi-a picat în mânuță și da, nu făceam YouTube la momentul acela. Bun, minutul 54, ca la fotbal. Dacă ați rămas alături de mine, să rămână mult, dacă aveți acest parfum sau uh, acesta sau alte recomandări de uleiuri de la Al Rehab, insist, apropo, Insist să-mi lăsați și mie în comentarii, nu știu, ce uleiuri de la Al Rehab aveți sau ați avut și v-au plăcut și așa mai departe. Și de altfel, insist dacă aveți uh, Exotic Paradise, Carisma Purfam, Zahir Cobalt sau Zahir Gold, dacă le-ați comandat deja, lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii. Vă îmbrățișez cu sufletul, vă mulțumesc din suflet, prea mult suflet, suflet, în fine, înțelegeți voi, dar sunt foarte entuziasmată în special de acest parfum. Vă pup cu mare, mare drag, până data viitoare, vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat!